Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Spunem bună seara, nu știu în ce măsură e atât de bună. Vedem cifrele pandemiei, cifrele și la nivel național, dar și la Iași mai ales, peste 800 de cazuri astăzi, e un record de la începutul pandemiei. Vedem ce se întâmplă în spitale. Chiar am văzut un apel aproape disperat, niște declarații disperate ale șefului DSP Iași, Vasile Cepoi, spunea că nu mai sunt locuri în spitale, nu doar la ATI, evident pentru bolnavii de COVID, ci și pentru ceilalți care au forme, să spunem, ușoare sau medii spre severe, nu mai sunt locuri nici pentru acești bolnavi, trebuie mărită capacitatea spitalelor. Asta înseamnă să ia locuri sau paturi din zonele non-COVID să fie transformate în COVID. E un dezastru pentru că, până la urmă, lumea e bolnavă, mai sunt și alte boli, nu e numai COVID-ul, dar vedem că face, din păcate, ravage. De altfel, simțim cu toții o atmosferă încărcată, auzim sirenele ambulanțelor aproape, nu știu, sunt câteva pe oră sau, nu știu, la câteva minute, e îngrozitor, e o situație grea, dificilă, iar peste toate astea se suprapune și o criză politică, pentru că vedem că nu avem guvern, se amână negocierile pentru formarea sau pentru găsirea unei soluții pentru formarea unui executiv. Există un guvern, evident, dar e în pioneze. Discutăm despre toate acestea, inclusiv despre pandemie, cu Marius Bodea, senator USR Plus, vreau să spun, dar înțeleg că e doar USR. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Deși am insistat să vă dați masca jos, a spus că rămâneți cu mască pentru că e o teamă până la urmă de ceea ce se poate întâmpla și de ceea ce există printre noi. Că e clar că acest virus e prezent. Da, asta pentru că sunt câteva reguli pe care specialiștii le-au indicat. Prima, cea mai importantă, este vaccinarea. Eu sunt vaccinat, am făcut și a treia doză, dar peste asta... Dar nu văd niciun solz, nimic, nu au apărut solz, ceva, nu văd. Sau poate de asta solz, a spus masca ca să mascați solzi. Solz, nu, dar un dinte împotriva ceva am dar nu de la... Nu e la vaccin, deci am făcut și a treia doză și masca este una din măsurile, purtarea măștii pe care trebuie să o avem în vedere și eu așa m-am obișnuit de la începutul pandemiei să port mască în spații închise cu atât mai mult, cu toate că am urmat și ceilalți pași. E și pentru mine protecție, dar mai ales pentru ceilalți. Sigur că da și chiar am și spus-o, o spun și aici, fiecare pe lor mă face cum crede și e bine, da, dacă consideră că și eu, de exemplu, port pe stradă mai nou, de o săptămână sau două merg cu nu tot timpul, dar mai ales în zonele pe care le consider periculoase, aglomerate, pe stradă, pe trotuar, merg cu masca că nu strică, mai ales că e și perioada asta rece, da. Ține și loc de fular, da? Ne amintim din copilărie când mergeam cu fularul ăla. Da, și purtarea măștii, uitați că, apropo de exemple pe care trebuie să le luăm, să luăm cazul Japoniei, da? Este o țară cu un nivel de civilizație foarte înalt și un nivel de educație, acolo portul măștii pe stradă se întâmplă de zeci de ani, asta fac oamenii respectivi, mai ales în sezonul în care apar probleme virale, gripe și așa mai departe, îi poartă mască și pe stradă. Și nu e un lucru greșit, dacă un popor civilizat o face. Credeți că la noi, că COVID-ul ăsta sperăm să treacă, va mai dura, cât va dura, o lună, două, trei, un an, doi? Depinde de noi cât va dura asta. Credeți că vom rămâne cu ceva bun, să spunem, uite, cu portul măștii, adică că vine sezonul gripe, va veni sezonul gripelor undeva prin martie, în fiecare an, știm că martie, aprilie sunt luni dificile. Credeți că vom păstra acest obicei până la urmă? Adică că poate până acum, dacă cineva ar fi vrut să poarte mască, nu știu, era rușine să nu fie socotit, nu știu, extraterestru sau bolnav, suferind de alte boli mentale, nu știu, adică era o formă așa... Citeam un studiu despre, să spunem, viitorul epidemiologic al planetei și să știți că principalul risc pe viitor este tocmai ca Pământul să fie vânturat, așa se spun, de epidemii, care unele se pot transforma și în pandemii. Ori din această pandemie trebuie asta să învățăm, pentru că dacă ne vom proteja și pentru viitor, atunci riscul acelei, să spunem, ipoteze, care e una ce ar trebui să ne încruntă, să ne facă să ne gândim totuși mai atent,
ar dispărea. Și asta o putem face dacă o chestiune banală, purtatul măștii în prezența unor persoane pe care nu le-ai întâlnit până atunci, da, în spații publice, în mod special mă refer, devine o obișnuință. Și nu e un lucru complicat. Sincer, eu m-am obișnuit să port mască, nu mi se mai pare ca la început. Da, spuneți-mi și închidem că trecem la zona politică, vom discuta și chestiuni naționale, dar și chestiuni locale. De ce credeți că am ajuns atât de departe pe zona asta negaționismului? Adică vedem proteste, da? Eu nu înțeleg, adică proteste pentru libertate, da? N-ai voie să ieși din casă, adică interzice ceva, cineva ceva, adică, nu știu. Să știți că chiar am studiat... Antivaccinismul și multe altele. Chiar am studiat de ce conspiraționismul ăsta și fake news-urile, că sunt numai fake news-uri, asta este marea problemă. Și aici fac o paranteză, cine este curios să vadă cine propagă aceste știri cu, la modul general, cercetători au demonstrat că nu știu ce face vaccinul, o să vedeți că acestea apar pe site-uri fantomă, site-uri care nu au în spate o temelie, o redacție, nu există o asumare a unor persoane, sunt doar avataruri, ca să spun așa. Pe când, în partea cealaltă, doctorii se chinuie să transmită pe canalele obișnuite și nu reușesc. Dar unde am vrut să ajung? De ce s-a ajuns în situația ca în România, da, să nu mai fie credibil curentul oficial al statului, da, pozițiile oficiale? Pentru că față de alte țări, în România s-au îmbulzit politicienii să ne povestească cum să facem cu masca cum și cu distanțarea. Și s-a transformat într-o chestiune politică. Da, pe când în alte țări și în țările care au reușit să pună la pământ pandemia și unde astăzi există libertate față de la noi, unde e culmea, suntem ca o zonă ciumată în partea asta de lume, numai România e roșie și evident Bulgaria lângă noi. Mai e Ucraina, dar mă rog, Rusia, asta, da, asta nu sunt țări UE. Exact, nu sunt țări UE, foarte, foarte corect. În celelalte țări care au reușit să doboare pandemia, acolo au vorbit specialiști și în general psihologi care au știut cum să comunice. Au avut un ton prietenos, exact, apropiat. Au știut cum să explice foarte simplu pe înțelesul celor care priveau, fără termeni complicați, și au făcut acest lucru cu o cadență pe care în România o au antivacciniștii. La noi s-a vorbit când și când, de către stat, prin canale de comunicare, subțire din punctul meu de vedere, emotiv, pe când în celelalte țări, mesajul transmis de persoane care se bucurau de prestigiul comunității, dar nu erau politicieni, dar erau persoane cunoscute, psihologi, doctori și așa mai departe, care vorbeau fără patimă politică. Bun, da, să știți că la noi s-au suprafus cumva planurile astea, adică am văzut într-adevăr și politicieni, ales de la putere, care au ieșit poate exagerat, povestindu-ne ce trebuie să facem, dar au fost, am văzut, dacă te uiți, citești internetul sau chiar pe Facebook sau chiar și la televizor, au fost tot felul de medici, de specialiști care au spus ce trebuie să faci. De ce? Ok, pe politicieni nu-i crezi, că ne-am lămurit cu mulți dintre ei, dar pe acești oameni care au studiat, unii care sunt specialiști în boli infecțioase sau infecționiști sau, nu știu, alți specialiști de altă natură, și stai să crezi Radio Șanț sau pe cineva, nu știu, vecinul care spune că a auzit el undeva sau că a văzut el la televizor pe nu știu ce post. Știți de ce se întâmplă asta? Cel mai important capital uman este încrederea. Adică să aibă lumea încredere în tine, la asta mă refer. În schimb, este și cel mai volatil capital. Dacă acest capital dispare, foarte, foarte greu îl mai dobândești. Asta s-a întâmplat la noi. Încrederea care a existat la începutul pandemiei în politicieni, în măsurile pe care le-au dispus aceștia, a fost mare. În schimb, au eșuat și o să și povestim poate de ce, și acum populația nu îi mai crede, chiar dacă ei iau măsurile care trebuiesc. Și dacă ne uităm la anul 2021 și cum am ajuns în acest val 4, nepregătiți, absolut descoperiți, de parcă suntem ultimii de pe planetă. După o vară extrem de liniștită, adică am avut 40 de cazuri, 50 de cazuri săptămâni întregi. România luase avânt în privința ratei de vaccinare. Așa, după cum bine știți, statul și-a propus un număr de 5 milioane de vaccinați cu două doze, adică cu la 1 iunie ne propuneam. Da, era o perspectivă că undeva la 15 iunie probabil vom atinge, pentru că ritmul de vaccinare era unul intens. Ce s-a întâmplat de am ajuns? Păi pe la 3.800.000 de vaccinați, deodată ne-am trezit cu o declarație surprinzătoare a președintele României, că gata, liber la distracție. Asta a fost pe 15 mai, mi-amintesc, adică înainte de 15 mai, undeva pe 12 mai, că a vorbit cu premierul și se poate mai repede. Deci a fost pentru noi, cei care urmăream totuși consecvența asta, a fost o greșeală tactică, nu? A fost o greșeală tactică, dar știți de ce cred că s-a întâmplat? Este opinia mea, deci da, urmărind scena politică și scandalurile care au loc,
Mă aștept că în momentul când este un scandal național să apară o altă mișcare din partea celui vizat pentru a distrage atenția. Ei, cu o săptămână înainte, sau cu trei zile înainte de declarația președintului, a apărut acel scandal, dacă vă amintiți, de programul O pădure cât o țară, făcut de cei de la Recorder, în care au demonstrat că totul a fost o mare farsă sub patronajul administrației prezidențiale. Îmi amintesc că filmulețul respectiv avusese câteva milioane de vizualizări în prima zi. Ori la nivelul ăsta de împrăștiere avea un potențial de distrugere a imaginii foarte mare. Bun, și subiectul, spuneți că subiectul a fost acoperit și de... subiectul a fost acoperit cu cea mai așteptată veste, dată în două zile pe neașteptate. Bucuria liber, nicio măsură de restricție, puteți să-i dați drumul, am vorbit, pandemiei sub control. Din acel moment rata de vaccinare a căzut în cap. Oamenii când au simțit că statul le dă liber, că nu mai există nicio constrângere măcar să te vaccinezi, au renunțat la asta. Abia acum, uitați-vă, când lumea încet, încet înțelege că, bă, nu e de glumă, când conspiraționiștii deja sunt tăvăliți chiar de conspiraționiști care s-au îmbolnăvit și unii din ei s-au stins sau alții sunt în stare gravă. Fac poze cu șoșoacă pe la diverse proteste și după asta cere de la așa. Deci, de-abia acum a început lumea să se vaccineze din nou. În schimb, știți cum e? E târziu. Pentru că chiar dacă am face azi, România s-ar opri, dar s-ar bloca, nu ne-am mai întâlnit oameni cu oameni, oricum peste două săptămâni abia s-ar cunoaște efectul. Bun, haideți să trecem la chestiunile politice. Aici mă transform în, sau măcar pentru moment, sau pentru câteva minute, în avocatul PNL și a președintelui Iohannis. De ce ați tărâmat guvernul? V-ați înhăitat cu cei de la AUR și de la PSD ca să dați jos guvernul și pe Dita Mai Florin Câțu, proaspăt ieșit câștigător la congresul PNL? Trebuie să recunosc că sunteți un avocat cu stomacul tare dacă veți apărați pe cei de la PNL și că, mă rog, e de admirat să puteți suporta să apărați ceea ce s-a întâmplat. Știți cum e? Povestea e așa. Într-o coaliție ai un program de guvernare pe care trebuie să-l urmezi. Din măsurile pe care cei trei actori care au construit această coaliție, PNL, USR Plus și UDMR, nu se întâmplă niciuna, reformele întârzie se apară, de la pensii speciale anulate, la reforma justiției cu desfințarea pensiei speciale, la primari în două tururi, aleși în două tururi și așa mai departe. Din tot ce era important nu s-a întâmplat absolut nimic. Credeți-mă că sunt acolo în Senat și văd exact în comisiile de specialitate unde ne întâlnim din toate partidele, cum se pune problema când vine una din măsurile care erau un program de guvernare? Cum se amână la nesfârșit de către o majoritate, culmea, creată ad hoc și nu cu USR în interiorul ei? Și se simțea așa un aer de temporizare din partea celorlalți, USR, cumva, din partea celorlalți parteneri de coaliție pe problemele majore. Asta se simțea. O discutam din ce în ce mai intens. În regulă. Am avut momentul Voiculescu, Vlad Voiculescu, care a fost demis fără preaviz, da? Sub, mă rog, așa, să spunem, ideea că premierul, el este șeful celorlalți miniștri și poate să-i schimbe când dorește, dar asta nu are nicio legătură cu o coaliție, pentru că în coaliție fiecare vine pe anumite ministere cu anumiți oameni, ori tocmai așa cum ai convenit să-i numești pe acei oameni în acele poziții, când vrei să revoci un om de pe poziția respectivă, trebuie să fii cu argumente în coaliție și coaliția ia o decizie, pentru că premierul nu ajunge acolo doar prin voturile partidului de care aparține, că altfel nu mai avea nevoie de ceilalți la guvernare. Da, aici greșesc politicienii și chiar cei care ajung în funcție de premier sau de președinte. Domnule, țara sau guvernul nu e o firmă. Exact. În firmă la tine, da, mai ales în cea privată, că la stat poate e alte reguli, poate e prea, că e acolo cu sindicate, nu știu ce. Dar aici nu ești într-o firmă, adică dispui, da? Trebuie să te consulți, ești egal. Exact ca și la vot, adică votul unui academician este egal cu votul unei, nu dau numele unui profesor, nu jignesc pe nimeni, dar nu contează statutul, da? Așa este. Votul este egal, așa și în așa politică este. Adică partenerul mare trebuie să asculte partenerul mic, mai ales, bun, dacă PNL-ul, acum gata, am terminat cu avocatura, dacă PNL-ul ar fi avut 45 sau 50% din mandate și ar fi luat, nu știu, USR Plus în cârcă, hai că să dea bine sau să aibă un sprijin mai mare, era cu totul altceva. Avea cumva în spate argumentul ăsta al voturilor în parlament, al majorității puternice. Dar așa în condițiile în care... Eu sincer, nu prea înțeleg. Ei, la acel moment, evident că a fost o convulsie, dacă vă amintiți. Evident, a fost un șoc. Adică noi stăm la aceeași masă și deodată dimineața mă trezesc cu un cuțit înfipt în spate sau aruncat pe geam.
Cu toate astea, liderii USR Plus au avut maturitate și au stat din nou la masă ca să nu aducă o criză guvernamentală prin ruperea coaliției. La foarte puțin timp, pe fondul alegerilor interne din PNL, a umflării mușchilor în fața activului de partid, ne-am trezit cu cea de-a doua demitere a unui ministru, cu toate că după prima demitere se convenise, se scrisese negru pe alb, nu se mai poate revoca un ministru, se poate demite un ministru fără acordul partenerilor din coaliție. Înseamnă că s-a vrut. Dacă PNL-ul știa chestiunile astea și sau le bănuia, că cred că au discutat și Barna și Cioloș cu liderii PNL, cu Câțu, înseamnă că s-a vrut în departarea, scoaterea USR-ului. Fără doar și poate. Și vă mai spun un lucru pe care puțină lume îl știe. Cu toate că zi de zi, prin acțiunile unor miniștri, asupra unor secretari de stat, miniștri PNL cu secretar de stat USR Plus, cu toate că existau aceste tensiuni, cu toate că eram puși la colți, izolați și așa mai departe, în grupul de la Senat, unde activez, tot timpul era această discuție și îndemn din partea liderului de grup și a șefilor partidelor, celor două partide la momentul ăsta, să nu ripostăm, să încercăm să fim diplomați și mai departe. Adică comisii, să nu puneți gaz pe foc, nu? La un moment dat chiar simțeam că prea multă toleranță, adică vezi că ăla te bumbăcește peste tot și se comportă ca golănașul clasei și tu trebuie să suporți, să-ți iei palme peste cap, dar există un punct în care și electoratul crede că ești acolo degeaba. Știi de ce? Probabil că erau niște strategii sau niște o gândire în spate, că afară dă și a dat și încă dă foarte prost. Aici s-ar putea, nu știu, rămâne de văzut ce vor arăta sondajele, dar dă foarte prost. Coaliția se duce de râpă, PNL-ul se ceartă cu USR-ul, iar afară vedem că e COVID-ul sus, da? E o toamnă, o iarnă, vine cu facturi la gaze. Bun. Și ăștia se ceartă. Acum asta încercam să spun. Cu toate că a existat, că maturitatea în coaliție a avut-o tocmai USR Plus, prin această atitudine de toleranță, de haide să reașezăm, să rediscutăm și așa mai departe. Ori când vezi că unul în continuu te aruncă pe geam, tu intri pe ușă, el tot te aruncă pe geam, te aruncă pe ușă, te gândești, bă, omul are o problemă. Ei, asta s-a întâmplat cu premierul Câțu, pentru că acțiunile domniei sale au arătat că pur și simplu el nu reușește să îmbrace haina de premier. Este mult prea mare, adică o pune pe el și cade jos. Ori lucrul acesta s-a văzut odată prin cea de-a doua acțiune, că așa vor mușchii mei. Păi ce te aștepți dacă tu știi că există linie roșie, după care se dinamintează totul și tu o sari în continuu, în continuu? Ce te aștepți? Nu te aștepți ca să se rupă? Da, a făcut-o de capul său, sau mânat din spate de oastea, de trupa de Brareș și de ceilalți, sau poate chiar dinspre Cotroceni mânat. Domnul Ghețău, înțeleg întrebarea dumneavoastră și poate sunt răspunsuri că nu a fost de capul lui, dar pe mine nu mă interesează, ăsta este premierul României, până la urmă are răspunderea acolo. Nu poți să ai un premier de paie care când este pus în fața unei decizii se duce, se întoarce în spate și îl întreabă pe tată dacă are voie să facă. Păi premierul este, cum să spun, este vârful executivului, este cel care are pe mână toți banii României, toate funcțiile României, toate strategiile de dezvoltare a acestui stat și de reformă. Păi dacă cel care este investit cu responsabilitatea asta tot timpul se uită în stânga sau în dreapta sau cineva îi suflă în ureche și acum îmbracă-te și acum dezbracă-te, păi înseamnă că nu e pentru poziția asta. Bun, hai să vedem ce se poate face sau ce se va întâmpla. Vedem ieri, dacă nu mă înșel, a fost o ieșire a președintelui care a spus, el sau alte, nici nu mai știu cât timp ăsta trece, se întâmplă foarte multe, în care a spus că discuții, negocieri mai pe săptămâna viitoare. Între timp vedem că e un blocaj, adică niciun lider PNL, nici Câțu, nici nu a invitat pe nimeni la discuții, fie și informale. Ce se va întâmpla sau cum vedeți acest moment? Ce șanse sunt pentru refacerea coaliției ori pentru o altă formulă? Nu știu. Cred și trebuie spus că ieșirea președintelui, atât tonul, conținutul mesajului său și programul anunțat reprezintă o inadecvare totală raportat la ceea ce era nevoie să facă, și anume imediat discuții, imediat chemate partidele la consultări, imediat, terminul de imediat azi, dacă la ora 5 aveam răspunsul că acest guvern a fost demis, guvernul Câțu a fost demis, la ora 6 președintele așa și spune în seara asta începem primele negocieri, vreau până înțeleg că a fost plecat la Consiliul European, nu știu unde, dar cred că s-a întors. Eu cred că în momentul când țara e în criză, lași orice și te întorci în țară, că ești președintele țării respective, nu ești în prim plan invitatul altei țări. Și cred că lucrul ăsta trebuia început să se discute imediat. Ori vă spun că este complet inadecvat să spui mai vedem săptămâna viitoare, noi fiind marți și săptămâna viitoare putând însemna și duminica viitoare. Adică mai vedem peste două săptămâni, cam așa. În România
trebuia să iasă din situația asta, care e constituțional, a fost o moțiune de cenzură, a îndeplinit numărul de voturi necesar ca ea să treacă, a trecut, punct. Acum, dacă avem întrebarea, se mai poate reface coaliția? Bineînțeles că se poate reface coaliția, numai că nu se mai poate reface cu premier aceeași persoană care a demonstrat că nu ajungem nicăieri și dacă îl punem pe Câțu ne trezim că din lună în lună creează o criză enormă. Ori tocmai asta vrea USR, să evite ca coaliția să fie reprezentată, că ăsta e termenul corect, ca premier de către Florin Câțu. Bun, dar pe de altă parte stau și mă întreb și ok, să spunem că PNL-ul, deși Câțu e președinte, că e președinte la partid, acceptă să facă un pas în spate. Dar ce relație mai poate fi acolo? Pentru că e nevoie și de o, n-a spune de o sudură, că nu, până la urmă, nu e o căsătorie, dar e o relație totuși de încredere. Câtă încredere mai pot avea partenerii ăștia, PNL și USR, în condițiile în care Câțu va rămâne șef la PNL, adică tot cu el se va discuta. Dar nimeni nu spune că nu va mai crede cineva după ce, nu știu, a făcut ce a făcut, va dat afară, așa cum spuneți. E adevărat. Ministri, va fi acolo foarte complicat. Adică eu sunt sigur că oricine ar fi de la USR Plus, când va vedea pe Câțu de cealaltă parte a mesei, e adevărat că este președintele PNL și e adevărat și corect ca domnia sa să participe din partea PNL. Asta nu o cere nimeni. Ce spuneam mai devreme, este vorba de acel capital care s-a risipit, este pulverizat în ce-l privește pe Florin Câțu și ceea ce va promite, ceea ce se va angaja în numele partidului că se va întâmpla, e greu de crezut, pentru că de două ori de zile și-a rupt piciorul în coaliție, da? Dar România nu stă într-un singur om, adică Partidul Național Liberal e un partid mare, nu cred că doar Florin Câțu este singurul om care poate fi propus premier, pentru că USR nu are nicio problemă în continuare, așa cum a fost protocolul inițial, ca cel mai mare partid dintre cele trei, ca număr de mandate în Parlament, să dea și premierul, asta rămâne. Asta cred că ar fi și, da, că ar fi și culmea. Iar rămâne, adică nu este posibil, o ambiție a cuiva, unui partid mai mic să ia totul. Nu, nici vorbă. Rămâne fix aceeași pondere și de ministere, așa cum a fost inițial, raportat la numărul de mandate pe care le are fiecare partid în Parlament, dar este vorba de o persoană pe care a stricat. Și uitați-vă, dacă ar fi fost astăzi când vorbim doar cele două momente, Vlad Voiculescu aruncat peste bord fără preaviz, după aceea Stelian Ion, cu toate că nu mai avea voie să facă asta, aia fusese cu ultimatum, dacă se mai întâmplă, deci dacă se mai întâmplă o dată, ne despărțim, s-a întâmplat și a doua oară și asta e, s-a despărțit, dar și acțiunile de după, adică vă spun sincer, eu am rămas uluit, eu înțeleg că politicienii când nu știu ce să spună mint, dar să spui că de vină pentru situația epidemiologică din România legată de pandemie, de coronavirus, este USR când tu singur, după demiterea lui Vlad Voiculescu, te-ai inflat în piept și ai spus de azi eu coordonez campania de vaccinare în România, eu mă ocup de tot și suntem cea mai slabă țară cu rată de vaccinare, la asta mă refer, da, din toată Uniunea Europeană. Cea mai jos, da. Păi tu ți-ai asumat campania pentru că, o va spune și domnia sa, vaccinați-vă că este principala măsură de combatere a pandemiei și dacă tu care coordonezi principala măsură de combatere a pandemiei, vaccinarea, o dai de gard, cum poți să spui că devină cei pe care oricum ai dat afară de vreo două ori? Bun, spre ce ne îndreptăm sau spre ce credeți că ne îndreptăm? Că vedem că e o intransigență, PNL-ul rămâne inflexibil și merge cu Câțu. Rămâne inflexibil. Spre ce merge? Guvern minoritar? Spre zid vor merge, vă spun eu, pentru că astăzi responsabilitatea este exclusiv a PNL, pentru că este partidul care trebuie să vină cu o propunere de premier conform protocolului și înțelegerii inițiale. Dacă vor crede, pentru că vă spun o chestiune, ei nu au crezut că USR va vota moțiunea acestor. Nu au crezut până în ziua respectivă. S-a întâmplat, credeau că este o glumă și că doar e o chestiune. Păi nu se poate, adică dacă ți-am spus, domnule, dacă faci asta, eu voi face asta. Dacă tu faci aia altă, eu voi face cealaltă. Păi tu le faci și te aștepți ca celălalt să nu le facă, adică le iei de prost pe ălalt. Bun, dar este exclus USR să sprijine un guvern minoritar Câțu? Nu, exclus. Este exclus. Cu premier Florin Câțu nu există, deci nici măcar suport, sprijin pe nu știu, pe nu există minimal sau ceva. Este vorba în primul rând de investirea guvernului, deci nu există, asta este exclus. De asta vă spun că e vorba doar de o persoană. Păi și atunci pe care se va ajunge la o alianță sau, mă rog, o susținere PSD. Știți ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere? Ei nu au crezut că USR rămâne consecvent deciziei, că domnule, nu se mai poate așa, noi vrem reforme și tu ne arunci peste bord. Și au crezut că PSD va merge cu susținere în Parlament pentru menținerea
guvernului în funcție până când PSD va decide să preia frâiele. Pentru că ei făceau calculul, doamne, și PSD-ul îi convine să nu intre acum la guvernare cu pandemie, cu prețuri crescute la utilități, pentru că se vor eroda și atunci lasă Costine, lasă pe noi să ne erodăm. Nu putea sta la infinit. Păi capcana asta a fost. Pentru că îi bătea propriul electorat în spate, să spunem așa. Capcana asta a fost, pentru că au făcut ping-pong cu moțiunea de cenzură a USR depusă și Curtea Constituțională a spus, domnilor, ați încălcat legea fundamentală pentru că nu i-ați lăsat pe oamenii să susțină moțiunea și să fie supusă votului. PSD a stat la masă, trup lângă trup cu PNL și au împins. Blocat, asta, știți foarte bine că a fost acolo pe față. Bun, dar la un moment dat cred că și-a dat seama că s-ar putea să și piardă crezut, puncte. Au crezut că PSD se va comporta la fel și în viitor. Ei, nu, PSD și-a făcut agenda, s-a folosit de PNL, n-au vrut să treacă moțiunea USR, au vrut să treacă a lor și au pus-o ei pe și masă. Mai e o chestiune, PSD a așteptat să fie ales Câțu președinte la PNL pentru că e satisfacția mai mare să demiți premierul când e președinte de partid. Da. Pauză, apoi ne întoarcem, discutăm despre Iași, despre ce se întâmplă în primărie, în Consiliul Județean, dar în Iași în ansamblu și poate discutăm puțin și despre ce se petrece în USR Iași, pentru că vedem că e o filială, sau cel puțin asta e părerea noastră, părerea mea, e o filială care nu prea funcționează. Pauză, apoi revenim. Da, ne-am întors în linia întâi, invitat senatorul USR Marius Bodea. Bun, am vorbit despre situația din coaliție, am vorbit despre pandemie în prima parte a emisiunii, dar vorbim și despre Iași. Ce facem cu Iașiul, domnule Bodea? Traficul, vedem că e groaznic. Da, este într-adevăr o catastrofă, ca să spun, să folosesc termenul ăsta mai dur, traficul din Iași. Cred că e principala problemă. Noi am ajuns aici și eu consider la fel și toți cu cei care vorbesc consideră la fel, pentru că își petrec ore întregi pe zi în mașină în loc să facă altceva, în loc să stea cu familia, în loc să fie la job, în loc să socializeze, în loc să facă orice altceva, să facă sport, ce vreți să meargă. Stau în mașină blocați. Noi am ajuns aici, nu deodată, domnul Ghețău, noi am ajuns aici în ani de zile, în ultimii 5 ani în mod special, pentru că pe de o parte, administrația locală, Mihai Chirica, dublu inculpatul, a permis dezvoltarea haotică a orașului și au apărut pâlcuri de blocuri unde nu existau artere care să preia suficient trafic sau locuri de parcare sau nu le-a intabulat, le-a făcut recepția și edificarea respectivele imobile colective fără să aibă parcările pe care le aveau prevăzute, inclusiv în autorizația de construcție și au închis ochii. Și ne-am trezit cu grupuri mari de mașini aduse în zone imposibile, ca să spun așa. Deci, pe de o parte, autorizezi în neștire și pe de altă parte, nici nu faci nimic ca să fluidizezi traficul din ea. Și inevitabil, de la an la an, lucrurile s-au înrăutățit, până când am ajuns în situația de a fi în al 24-lea ceas, pentru că în al 25-lea traficul se va opri pur și simplu în Iași. Deci vei merge și te oprești și nu mai înaintezi niciodată de acolo. Da, crezi că spre aia mergem, acolo va ajunge? Timpii de așteptare și de parcurgere sunt atât de mari. Nu că blocăm dezvoltarea, o să involăm dacă ajungem în punctul de care vorbim. Păi evident, orașul nu mai devine atractiv. Cineva care vrea să vină aici să investească și care, mă rog, are majoritatea angajaților într-o zonă rezidențială și trebuie să ajungă la fabrică sau, mă rog, unde își face producția, traversând orașul sau, mă rog, în zonă și știe că stă cu 4 ore dus întors pe zi cu angajații într-un microbuz, dau un exemplu, nu va mai veni în Iași, pentru că astăzi, dacă vă uitați, s-a schimbat puțin inclusiv filozofia angajatului care dorește să-i fie mai bine la locul de muncă, să muncească într-un oraș cu o viață socială vibrantă, cu trafic relaxat și așa mai departe. Marea problemă este că în paralel cu dezvoltarea aceasta haotică, ca să compensezi, trebuia să vii cu măsuri alternative de transport. Adică să stimulezi, în primul rând, dacă poți, mersul pe jos, da, pietonal, cu pasarele pe unde trebuie și așa mai departe, cu trotuare libere. Asta e decizia ieșanului dacă merge pe jos, dar în general e complicat dimineața să o iei pe jos, când te grăbești, te trezești târziu, habar n-am. Eu vă spun într-o ordine care ar trebui să firească ca să redai orașul oamenilor. Da. Ca să redai orașul oamenilor, prima trebuie să gândești la om ca pieton, să aibă pe unde să meargă, să aibă trotuare, că noi nu mai avem trotuare, că stau mașinile pe trotuare acum. El trebuie să meargă pe stradă și își dă seama, mai bine merg și eu cu mașina, că mă calcă ăștia pe acolo.
2. Să gândești orice arteră pe care o faci în Iași sau să reabilitezi vechile artere punând piste de bicicletă și făcând adevărate, cum să spun eu, trasee, da? Să aibă o logică, că pleci într-o parte a orașului pe bicicletă, să poți ajunge în cealaltă parte, nu să stai cu bicicleta în spate, jumate de drum, traversând pe trecere de pietoni sau sărind peste tot felul de chioșcuri și așa mai departe. 3. Și poate cel mai important pentru marea deplasare a ieșenilor este transportul public în comun. Da. Bine, aici vedem că au început și e de salutat pe undeva, deși nu dau seama pe unde merg. Au început să apară tramvaie noi, arată bine, văd oameni care se opresc, uite, mai fac poze, în regulă, dar e suficient? Da. Ajungem aici și vă spun că e un pas, dar nu e suficient, e ca și cum ți-a dat cineva o jucărie și tu nu știi să o folosești, dar și o folosești prost. Transportul public, ca să fie atractiv, trebuie să aibă minim două componente. Mă rog, să începem cu ăla mai nobil, așa, confortul. Adică omul să știe că nu se urcă într-o speluncă unde îl buzunăresc unii pe acolo, că dacă își pune copilul la tramvai, ajunge în siguranță la școală și așa mai departe. Deci siguranța și confortul călătorii. Dar tu trebuie să ai deplasare în viteză, viteza de deplasare în mijlocul transportului în comun și frecvența cu care îl ajunge în stație. Sunt două componente care fac transportul public să fie atractiv sau nu. Ori în Iași. Păi nu sunt rezolvate la ora asta. Păi asta este mare problemă. Degeaba ai tramvaie noi dacă ele tot fac mai mult decât mașinile pe aceeași distanță, decât pietonii, decât biciclete, decât orice. Sunt ultimele mijloace de transport, ca să spun așa, care ajung într-un punct în altul. Și doi, ca să te urci într-un mijloc de transport ăsta, uneori să stai și 40 de minute în anumite puncte, da, ale zilnice, ce este nepermis. Bun, dar atunci care ar fi soluția? Pentru că noi, pe de altă parte, când spun noi, mă refer la opoziție, presă, societatea civilă, cerem un transport civilizat, dar vedem că, bun, pot să fie aduse 100 de tramvaie din astea. Dacă le lăsăm așa, fără un alt plan sau fără ceva clar, ele se vor bloca exact ca mașini. Exact. Pe asta se întâmplă și astăzi cu tot cu tramvaiele. Noi stau blocate, păi la fel ca tramvaiele vechi. Cum face? Că planul este mult mai complex. Planul este mult mai complex și tu trebuie să te gândești că nu numai e Iașul în acest moment. Da. Că este și zona metropolitană, Brâul metropolitan, unde vin foarte mulți oameni, zeci de mii, care lucrează în Iași, care își aduc copiii, poftim, la școlile din Iași și așa mai departe. Eu am prezentat un plan care era legat de tramvai în mod special, dar cu cele două axe. Cele două axe mari care se traverseze orașul nord-sud, est-vest, da, unde să pui toate aceste tramvaie noi care sunt de mare capacitate, cu calcule făcute cu frecvență, dar atenție, cu separatoare de borduri care să le lase într-adevăr să meargă pe aceste axe și să traverseze orașul în 25 de minute. Nu e suficient doar să pui bordurile. Am explicat acum. Unde astea nu vine trec cu o serie de modificări. Lămuriți-mă, nu trec și ele prin intersecții? Cum? Vin cu o serie de modificări, pentru că degeaba ai tramvai când ai în față o mașină care virează la stânga și aștept să vireze la stânga după ce trece toată coloana, stă și tramvaiul în spatele mașinii. Interzis virajul la stânga, schimbate intersecțiile cu intersecții semaforizate cu sensuri giratorii, unde tramvaiul are prioritate tot timpul, iar semafoarele sunt lăsate în sensuri giratorii doar când se apropie tramvaiul ca să oprească linia de mașini să treacă prin centrul sensului giratoriu tramvaiul. Da? Apoi, de-a lungul acestor mari axe, trebuie construite parcări, că trebuie să eliberezi prima bandă. Că dacă tu deodată dai o decizie, eliberați prima bandă de mașini, da, care oricum ocupă ilegal, pentru că e oprirea interzisă, știm toți, și le bagi pe străzile secundare din spate, ai terminat planul 2 al străzii. De asta trebuie, noi astăzi am ajuns în situația în care nu mai putem doar prin setarea unui transport public într-un fel, ci trebuie și investiții mari făcute. Și ai aceste parcări de făcut, ai de schimbat, așa cum am spus, punctele de intersecție, semaforizările. Uitați-vă, și am dat un exemplu, rondul sensul giratoriu de la Zimbru este cel mai bun exemplu cum tramvaiul trece cu prioritate prin el, dacă îl aveți așa în minte. E un exemplu. Apoi am mai spus, axele acestea trebuie prelungite. Noi trebuie să ajungem cu tramvaiul, spre exemplu, de la Capăt Cug, unde îl avem astăzi, până la zona blocurilor noi din Lunca Cetățuii de acolo, pentru că este deja în proiect lărgirea la 4 benzi acelui sector din drum la ieșirea din Iași înspre Ciurea încolo. Ai pus și linia tramvai de data asta la marginea străzii, ca să nu ai peroane în mijlocul străzii. Asta înseamnă investiții, sunt bani. Dar am făcut un calcul pentru cele două axe, ai 60 de milioane de euro nevoie pe fiecare axă pentru a rezolva aceste extinderi de care vă spun, dar deblochezi traficul în Iași pentru 50 de ani. Adică... Bun, dar eu din Tătăraș, spre exemplu, că nu-s doar axele astea, eu din Tătăraș cum ajung? Sau, mă rog, din altă zonă. Ideea este că dacă încep de undeva și pe cele două mari axe despre care am vorbit, rezolv problema care, la un calcul pe care l-am făcut cu specialiști, înseamnă că se pot transporta cu 40 de tramvai în acestea noi. Avem 32, o să mai luăm 8.
170.000 de ieșeni pe zi, imaginați-vă că tot Iașul se degrevează de traficul auto și va fi mai simplu pentru celelalte zone, asta încerc să spun, pentru că efectul unui blocaj începe aici și el se termină la 3 km distanță fără să-ți dai seama că e impactat de un punct de blocaj. Te trezești blocat într-o zonă unde... Dispar nodurile, vreți să spuneți, da, sau da, nodurile da, de... Da, exact, 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 da. Apoi, noi nu avem intermodalitatea asta, adică nu avem la intrările în oraș zone de park and ride, da? Să te duci să-ți lași mașina acolo, dacă vii din afara județului sau din zona metropolitană și ai acolo mijloc de transport public comun ăsta care traversează orașul în 25 de minute, păi îți convine și ție să faci așa. În loc să faci 2 ore cu mașina ta, faci 25 de minute cu tramvai. În partea proastă că nu avem nicio centură, să spunem, dacă vrei să ajungi, nu știu, undeva, să nu mai intri prin centru sau iei și să... Da, mă rog, asta va, deci, va de soluții de... pentru trafic sunt numai că lipsa de preocupare. De durată. Pentru că, știți, acum, eu înțeleg, o să zic că lumea iară zice Bodea de Chirica. Ma, ok, nu-i mai folosesc numele. Spun așa, dacă cel care este responsabilizat cu rezolvarea problemelor existențiale a unui oraș este preocupat de vizite la DNA și de ICOT zi de zi, când aude un girofar afară, zice 6 vine Duba, că gata, iar vine ăștia peste noi. Acum, că vedem că și DNA-ul și ICOT parcă... Ce să vă spun, pauză, că au fost luna trecută iarăși la Consiliul Județean, documente se cer tot timpul. Știți cum e, omul ăla nu se mai concentrează, mai ales că nu numai că știe că e vizat, este și inculpat deja în două dosare, cel are o calitate în acest moment de inculpat în două dosare, dincolo la Consiliul Județean la fel, da. Deocamdată traficul e, mă rog, în păi curtea dacă mării. El vorbi, spuneți că are stresul ăsta, nu-l mai punem să face axe, să păi despre asta la, vorbim la chestiuni grele, adică el când dincolo e preocupat de lucruri primare, adică de pata libertatea de lui rușine, da, dincolo de pata de rușine națională, că oriunde mă duc, și nu e vorba de mine, nu e vorba de mine, că eu mi-apăr orașul peste tot. Dar imaginați-vă că așa este văzut Iașul, ca o chestie ciumată. Bă, ce-i la voi acolo cu penale aia? DNA de ICOT toată ziua. Adică da, așa vă întreabă în Parlament sau de unde? Nu există, pe cuvânt că nu există, da? Moment în care să mă întâlnesc cu o persoană care nu m-a mai văzut, da, de un an de zile să mă întrebe asta. Deci nu există de fiecare dată. Și ce, bă, ce-i la voi acolo? Ce-i spuneți? Spune, să se rezolve problemele, Iașul nu stă doar în doi oameni. Răspund ca un ieșian, că nu stăm într-adevăr în doi oameni. În 2024. Nu știu, da, cu ajutorul lui Dumnezeu poate mai repede, nu știu, să ne rugăm pentru noi. Sau cu ajutorul Sfintei Covioase Parascheva, că da, ne apropiem, da? Și acum nu știu dacă să ne bucurăm sau nu, dar pare să că vom avea un aflux mare de pelerini în oraș, da, pe fondul ăsta. Sunt îngrijorat puțin și cu chestiunea asta și să vă spun de ce. În anii din urmă, Mitropolia, în anul pandemic trecut, da, 2020, a reușit oarecum să mențină acea ordine. Că am urmărit, oamenii au stat la distanță, au avut în permanență grijă să stea la distanță. Bun, a fost panorama aia purtat... cu gardurile, nu da, din partea Metropoliei, da, care s-a comportat, da, exact, în regulă, care a înțeles că exact e un moment dificil, dar au fost acei manifestanți. Exact. Ne-am dat noi seama după aia cine erau, da, că n-am înțeles, că în prima fază credeam că erau chiar credincioși care vreau să ajungă la Raclă, deși erau niște mesaje de amenințare, adică să intrăm în Metropolie, să scoatem, să salvăm Racla și să o aducem conform tradiției afară, adică erau niște mesaje halucinante. Atunci nu ne-am dat seama, repet, dar după aia am înțeles, adică, la alegeri cine erau. Eu spun că nu partea asta eminamente religioasă, de stat la rând, de rugăciune și așa mai departe, este marea problemă a acestor zile, ci faptul că primarul tot nu s-a putut abține să nu dea și niște mici petreceri, să facă niște sărbători. Noi nu mai suntem în situația în care azi ne permitem să facem aceste sărbători ale Iașului. Adică să rămână o chestiune mai care este... Am mai renunțat, dar nu în totalitate, pentru concert, că știți ce se întâmplă? Oamenii care stau la rând la raclă vin de obicei din grupați, da, că nu sunt doar ieșeni. Păi, majoritatea vin cu autocare, cu autocar, cu trenul. Cu... Credeți că ei când termină se duc unul câte unul la autocar? Nu, se duc în punctele în care pot să se adune, să mănânce ceva, să servească ceva și așa mai departe. Ăla e momentul în care oamenii interacționează, își dau măștele jos și așa mai departe. Ori cred că anul ăsta trebuia să avem exclusiv doar momentul religios, fără să mai amestecăm cu buticăraia și cu circul ăsta. Bine momentul ăsta, pentru că vedem că suntem aproape de vârf, sau sper să fim aproape de vârf, că altfel ar fi un dezastru. Dacă noi la 850 cât avem astăzi, încă să nu fie atins vârful, ar fi un dezastru. Sfânta Parascheva, sau mă rog, sărbătorile hramului e săptămâna viitoare, e 14. Adică nici nu vreau să-mi imaginez cum va arăta orașul, centru, mijloacele de transport, toată aglomerația și
harababura aia, spune, în condițiile în care se recomandă da, să, nu neapărat distanțare, dar să fim cât mai puțin și pe stradă și în același punct. Apropo de rigoare de stat, știți, eu tot timpul exemplific și cred în puterea exemplului, pentru că așa să spui alții fac nu știu cum. Eu vă spun ce s-a întâmplat în Germania în perioadele în care aveau multe infectări pe zi. În momentul în care depășeau 10.000 de infectări pe zi, și Germania e mai numeroasă, da? Populația Germaniei, da, sau deci cât vorbim de 3 ori 3-4 ori cât România. La 10.000 de cazuri pe zi se instituia prezența armatei pe străzi. Nu mai aveai voie să te deplasezi după ora 18 pe nicăieri. Nu aveai voie să primești decât până la ora 18 acasă o singură persoană care nu aparținea de familia ta. Deci atât. Bun, aici să-ți intre în viața ta e cam complicat. Păi nu, și nu. E complicat și de verificat cum să verifici cine intră. Pentru că cine... Germania s-a obișnuit acolo... să respecte regulile. Sunt riguroși ei. Prezența înțeleg. Armatei, a uniformei care însemna, băi, nu e de glumă, că asta înțelegeau ei când vedeau armata pe stradă și oamenii au respectat, au înțeles. Fără spărare, dar la noi, haideți să ne uităm în partea asta la altă. La 15.000 de cazuri pe zi și atenție, la portal la populație înseamnă de enorm cât avea Germania înainte, este o mega veselie. Oamenii merg pe stradă relaxați, n-au nicio problemă, se întâlnesc în continuare pe terase. Eu înțeleg și dorința asta de socializare, nu sunt absurd, dacă vorba aia. Dar da. Păi, suntem într-o situație complicată. O să vedem, nu știu, poate că ar fi bine ca ieșenii să fie mai prudenți perioada asta și să-i lase pe ceilalți din celelalte orașe, da, sau din celelalte zone ale țării chiar care vor veni la Iași să se închine la Sfintele Moaște, pentru că noi cei de aici ne putem închina și în restul anului. Bun, ce mai face Ștefan Tănase, dacă nu știu, nici nu știu, e cu ă sau cu a? Ștefan Tănase, ce face? Tănase, cred că e. Tănase, da. Cred că e. Nu, dar nu înțeleg substratul întrebării la ce vrei. E liderul, nu? Sau nu mai e? Mai e lider la USR? Ba da, este președinte, dar președinte, nu l-ați ales? L-ați spus acolo? Da, adică... Credeam că e legat de ceva, s-a întâmplat ceva, de asta am simțit întrebarea așa, a făcut ceva greșit sau? Păi nu, dar nu-i logic să-l vedem și noi la față, adică e un președinte care să conducă filiala prin comunicate, mi se pare normal? Adică să nu faci o conferință de presă, să nu ieși într-o emisiune. Nu știu, îl vedem, e președintele machetă sau nu știu, nici nu știu cum să-i spun. Machetă pentru că dă comunicate prin gazete și, mă rog, atât. Nu, ce e important de spus și o spun cu toată sinceritatea, USR Iași este o echipă, acolo sunt foarte mulți oameni și niciodată nu am stat într-un singur om. Asta să vă spun. Adică suntem mai mulți care comunicăm, suntem mai mulți care suntem angajați în diverse proiecte, sunt consilierii municipali care sunt foarte activi și merg pe temele Iașului, sunt consilierii județeni care sunt foarte activi, sunt parlamentari care sunt foarte activi. Nu stăm într-un singur om, asta este foarte important la USR Iași. Alt om n-ați găsit, poate mai exprim eu, poate sunt eu mai rău, nu știu, dar știți că eu de aici au mai fost chiar parlamentari USR Plus în platou, chiar și consilieri și pe fiecare întreb, domnule, ați spus mai... Mai știți ce face? L-ați văzut în conferințe de presă, mai întreb, pentru că nu e normal ca președintele unei organizații de 30%, da, pentru că atât a luat USR Iași în municipiu, să nu-l vezi la față, să nu știi cum vorbește politic, că nu ne interesează ce mănâncă seara. Bănesc, care argumentele domniei sale de... Dar n-ar trebui să le aflăm și noi? Cred că are argumentele domniei sale, poate îi trebuie puțin timp, cred că lucrurile astea se vor clarifica. Dar dacă vedeți, poate, nu știu, poate ședințe faceți, adică e activ, măcar poate în interior. Poate nu-l vedem noi, dar poate înăuntru acolo nu mai are timp de, nu știu, dimineața are timp ședință cu consilierii, la prânz cu primarii, după aia cu șefii de organizații și în weekend cu parlamentarii. De asta zic, poate e foarte ocupat și îl deranjăm noi. Cu siguranță are o agendă de lucru internă, o are, sunt întâlniri statutare pe care le face, deci nu. Da. Păi, siguranță suntem noi răi, nu? Nu, știți cum e, întotdeauna în politică se lucrează cu percepții și eu tot timpul am spus că votantul are dreptate, în sensul de public are dreptate. Eu nu vă pot contrazice dacă asta este percepția care există, e una care trebuie să fie îndreptată, fără doar și poate, pentru că
încă o dată, acolo suntem o echipă mare și, după cum vedeți, suntem și efervescenți, avem proiecte, le susținem. Adică chiar sincer, nu stăm într-un singur om și cred că asta chiar președintele filialei își dă seama că nu stă. Poate chiar asta este politica domniei sale, domnule, nu trebuie să stau eu în față. Da. Trebuie să stea ceilalți care au proiectele sale, eu să-i susțin întru totul. Poate nu vrea să facă parte de comunicare, nu știu. Dar sigur, domnule, asta trebuie să dai explicațiile. Da. Mă spun, nu da, sunt purtătorul lui de cuvânt. O să tot întrebăm până prin, nu știu, până... O să devenim chiar mult mai incisiv dacă vedem că nu se poate, adică nu știu ce putem face, că nu îl putem scoate cu forța din perioada de tăcere. Da, bun, o să vedem ce o să se întâmple. Schimbarea de la vârf, Dacian Cioloș, e de bun augur? Eu zic că da, categoric. În primul rând, votul a fost extrem de transparent și extrem de liber. De strâns, adică și... 50,9 la 49,1. Da. Asta arată că au fost doi turul candidați. Turul 2 Băsescu Năstase sau nu știu cu cine a fost, când a fost foarte da, strâns. Da. Băsescu Năstase. Dar chiar sau turul Băsescu 2 Joana, nu, cu Joana, cu Băsescu, da. Asta a arătat că au fost doi candidați foarte buni care au ajuns în finală, mă rog, în turul 2. Scor foarte strâns. Dar ceea ce am remarcat și este de lăudat și trebuie spus că aici chiar există o democrație. Pentru președintele de partid au votat toți membrii și au avut libertate să o facă timp de o săptămână, zi și noapte, când au dorit. S-a votat simplu, electronic, mă rog, și asta cred că e de apreciat și în tot contextul ăsta pandemic. Cred că ați văzut ce organizare a fost la votul, pentru că la președinte s-a votat electronic, pentru membrii Biroului Național s-a votat prin delegați. Și totul a fost extrem de bine organizat la Romexpo, care are câteva hectare acolo. Păi vedeam că era acolo grupuri înăuntru, mai mari de 150, dacă erau dispersate. Era în mijloc acolo și... ca o insulă și restul era sala goală, dita mai sala de uriașă. Da. Deci totul a fost, s-a respectat. Ori asta încerc să spun, în momentul în care oamenii au votat liber și au avut timp să se gândească și să voteze în o săptămână, care este mai potrivit pentru președinte în accepțiunea lor, și scorul a fost așa de strâns, asta înseamnă că există totuși un echilibru în această formațiune. Și fenomenul acesta în care, cu toate că președintele Cioloș a luat voturi și de la ex-useriști, ca să spun Biroul Național, care este forul de conducere, a dat mai multe mandate. A respectat cumva structura votanților. Astfel încât dacă ar fi, deși lucrul ăsta trebuie să dispară cât se poate drept, a avut o fuziune, a avut congresul, au fost alegeri, n-au fost contestate, e clar pentru toată lumea că ăsta este rezultat, așa a vrut partidul. Ei, din acest moment, nu trebuie să existe ex-USR și ex-plus. Există un singur partid, nu contează nici măcar cum îi spunem. E vorba de ceea ce simțim noi față de colegii noștri. Și dacă vom reuși, și am spus asta, cu cât reușim să trecem mai repede peste tranziția asta, că e o tranziție post-alegeri în care, băi, astea sunt rezultatele, hai să ne sincronizăm și noi cu rezultatele, da? Cu cât ne sincronizăm mai repede cu rezultatele de săptămâna trecută, cu atât vom deveni mai repede, cum să spunem, turați și bine reglați, bine setați. Altfel, dacă o ținem ani de zile, să spun, sau luni de zile în scandaluri interne, în reproșuri și mai departe, să știți că nu rezolvăm. Bun, a mai fost o surpriză imensă, am putea spune aici, la Iași, accederea Monicăi Berescu în birou politic, cred că e un lucru bun pentru organizație, dar pe de altă parte, sau poate chiar două surprize și eșecul, pentru că e un eșec. De partea cealaltă, în zona ex-USR, Cosette Chechirău n-a prins un loc în birou politic. Chiar ea spunea acum câteva luni când a lăsat sau l-a lăsat, a lăsat loc liber, că nu știm dacă ea e artizanul acestei mutări, așa se vorbește pe la colțuri, că l-ar fi lăsat pe acest domn Ștefan Tănase să se conducă filiala, dar ea spunea, chiar a declarat, asta nu-i pe surse, că se duce pentru că acolo la București se face politica și vrea să fie în prim plan. Păi să nu prinzi niciun loc în birou politic și tu vrei să fii mare la centru, nu prea se împacă. Adică e o surpriză imensă. Ea că am stricat planurile. Cum vedeți pentru Iași, faptul că există totuși un om, un membru în birou național. Fără doar și poate că e un lucru e bun. Cu siguranță e un lucru bun. Adică
Până la urmă sunt 24 de membri plus președintele 25 și Iașul are un loc din acele 24, ca să spun așa, și este bine. Sincer, eu mi-aș fi dorit să avem mai mulți reprezentanți. Să fie doi, național. Bun, doi, că nu... Să fie nu... doi, da, să fie și trei, dar... Da, a fost o surpriză chestiune... faptul că n-a intrat... Cozet? Da, lumea se aștepta să... Adică se aștepta poate mai degrabă invers, să intre Cozet, să nu intre da, acum Berescu. Știți cum e, să vă spun sincer, ăsta este un partid atât de viu, negocierile se poartă neîntrerupt, argumentele se aduc neîntrerupt, adică oamenii chiar discută și chiar înainte de alegeri, așa, sigur, cu distanțarea de rigoare și cu așa, s-au negociat în ultimul moment. Să ne înțelegem aici, voturile n-au venit de la filiala, adică nu filiala Iași da, a votat sau n-a votat ceva. Da, corect. Îți au fost negocieri încrucișate. Celorlalte filiale, că e o ordine pe listă. Acum, gurile rele spun că, și am văzut că și presa a scris, că Iașul sau, mă rog, tabăra ex sau tabăra din USR, Cozet, de la Iași, ar fi trădat sau ar fi și atunci multe alte filiale nu i-ar mai fi dat votul pentru că s-ar fi prins că a promis la toți voturi, dar până la urmă nu se putea pentru că era un număr limitat de candidați pe buletinul respectiv. Mă rog, poate fi și folclor, nu, acum nu știu da, dacă nu, n-ați nu, auzit, nu? Nu cunosc aceste lucruri. Revine USR Plus la guvernare sau nu? Dacă, suntem pe final. Dacă vrem să ieșim din criza aceasta și mă refer la cei care au puterea de decizie în partidele care au făcut coaliția până în acest moment posibilă, asta este soluția. Nu există o altă soluție decât înapoi PNL, USR, UDMR, dar nu Florin Câțu premier. Este o cerință minimală de bun simț, pentru că este de fapt raportată la un om care a distrus coaliția, care a dat, așa cum vă spuneam, s-a purtat ca și golănașul din clasă și l-a tot pocnit pe un coleg de clasă până când respectivul n-a mai suportat. Asta da. S-a întâmplat. Bun, suntem pe final. Mulțumesc că a fost Marius Bodea, senator USR. Vom mai avea ocazia să vorbim. Sperăm ca lucrurile totuși să se lămurească și să avem un guvern stabil și în forță. Vedem ce se întâmplă și la Iași, vedem ce face și acest domn Ștefan Tănase, pentru că vrem să-l vedem la față aici, ori la masa asta la linia 1, ori la extemporal vineri seară, la noi e liber, poate veni la oricare din cele două emisiuni, eventual fixăm, îi lăsăm la latitudinea lui să aleagă și ziua, eventual ora nu o poate alege pentru că emisiunea e la ore fixe. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, sunt Marin Ghețău, seară bună! Seara.